Coloseu, care nu se poate schimba în timpul competiției. Dar de ce să nu dai fault aici dacă... Pentru că probabil că o să spună că altfel se va verifica fiecare fază. Trece, super, Marković pasează, este o ocazie mare și 2-0 pentru că mingea sare în fața lui Shima. Înscrie Bayram. Două meciuri la rând cu gol marcat pentru Bayram, minutul 40. În mod normal era o minge simplă pentru Zima. Aici să vedem că se vaită Myers că a fost foltat. Să vedem ce s-a întâmplat, că l-a gândat cumva Marković. Vrează la mulți ani tatălui său. Două goluri în două meciuri pentru Bayram. Aici este faza, azi de care... No, asta e treaba lui. Nu știu ce a pățit. Nu, șutul este deosebit de slab. Patru jucători aici la Marković, dincolo Bayram. A călcat rău. Dar aici șutul este foarte slab, este pasă la portar, dar sare incredibil peste golkeeper. Era greu pentru Petrou și la 0-1, acum cred că e misiunea imposibilă. Bine, a mai condus Craiova cu 2-0 și s-a terminat 2-2. Chiar FCSB-ul a condus cu 2-0 aici la Ploiești și Pulau a trebuit să se mulțumească doar cu un punct. 2-0! Aș spune că meritat. Echipa mai bună, mai solidă, mai consistentă, poate că... Oh, ce intervenție fantastică are Screciu! Cred că nu putea să apere Popescu la șutul lui Jair. Chiar vreau să spun că mi se pare că este...